Salut tuturor, acesta este un laptop LG Gram de 16 inch și LG face de foarte multă vreme laptopuri cunoscute în special pentru greutate lor foarte redusă. Până acum nu se vindea în România, dar au adus la vânzare și generația actuală și am pus mâna pe acest model de 16 inch și chiar este extraordinar. Greutatea sa este de 1,19 kg, e atât de ușor încât îl poți roti ca pe un de pizza într-o mână. 1,19 kg dacă ați avea asta pe un ultrabook de 13 inch, ar fi considerat unul ușor. Acesta are 16 inci și 1,19 kg. Ca să pun asta în perspectivă, un MacBook Air de 13,3 inci are 1,29 de kg. Zic MacBook Air pentru că este cunoscut universal ca un laptop foarte subțire și foarte ușor. LG Gram este mai ușor pe 16 inci. Și laptopul arată extraordinar. Are bezeluri, dați-vă la ecran, are bezeluri subțirele, inclusiv cu webcam aici, un ecran de 16 inch cu rezoluție 2560-1600, raport 16 10 de aspect, 99% din culorile DCI pe 3 acoperite. Bezel subțire, după cum vă spuneam, carcasa este dintr-un aliaj de magneziu, unul dintre secretele care au dus la această greutate redusă, pe restul nu le cunosc, e meritul inginerilor coreeni. Carcasa din aliaj de magneziu, după cum vă spuneam, cu certificare MIL-STD-810G, adică rezistă un pic la șocuri, la praf, la diverse alte acțiuni care i-ar putea face rău. Mie mi-a plăcut foarte mult tastatura, în primul rând pentru că este foarte vizibilă. Tastele sunt inscripționate alb pe fundal negru, plus că au și iluminare interioară. Sunt de suprafață foarte mare, cele mai mici taste sunt cele săgeate și chiar și acelea sunt mari față de ce am văzut pe alte laptopuri. Ai și bloc numeric în dreapta. În plus, butonul on-off este și senzor de amprentă. Te poți loga folosind, apăsând cu degetul pe acel buton. Touchpad-ul a răspuns foarte bine, este de dimensiuni mari, e bine integrat în carcasă, nu flambează, sunetul este și el de calitate, le-a ieșit un model foarte bun, zic eu. Iată o înregistrare cu webcam-ul laptopului, ca să aveți așa o idee la ce să vă așteptați într-un call video. Și aici mă înregistrez cu camera laptopului LG Gram pe ecran. Imaginea mi se pare bună, chiar dacă este doar rezoluție 720p și ar fi fost mișto o cameră 1080p. Um... Sunetul l-auziți voi, vă faceți o opinie. Acum am lumină în fața mea. Dacă mă orientez așa, cu lumina în spate, pe ecran mi se pare în continuare că se descurcă onorabil. Încearcă să obțină cumva o iluminare rezonabilă, dar fără a crea măcar artefacte de halouri și alte asemenea. Deci, pe total, pare un weekend bun. Eu sunt mulțumit de ce văd aici și iată cum se aud și difuzoarele acestuia pe un clip oarecare de pe YouTube. Aceasta normală, să zicem, testată de mine și varianta Watch Classic. Fiecare dintre ele vine în două diametre, mai există și... Hardware-ul din interior este și el performant. Acest model vine cu un procesor Intel de generația 11, un Core i7-1165G7, are certificare Intel Evo, modelul grafic este un Iris Xe și vine și cu 8 sau 16 GB memorie RAM la pachet. Stocarea se face pe un SSD PCI Express, a prins în testele mele aproape 3500 de MB pe secundă citire și 2100 MB pe secundă scriere, foarte rapid deci pentru transfer de fișiere. Testele per total ale sistemului au fost foarte bune, am obținut scoruri bune în Geekbench și în PCMark, dar am fost uimit să văd un scor bunicel și în 3 d Mark modulul acesta grafic Intel Iris Xe, cum se numește el în original, se poate descurca în unele jocuri. Nu zic că o să jucați cele mai noi jocuri la grafică maximă, pentru asta sigur că e nevoie de o placă video dedicată pe care acest laptop nu o are. El este gândit pentru muncă, pentru portabilitate, dar dacă în timpul liber vreți așa să vă relaxați cu un joc, cu compromisuri de rezoluție sau calitate grafică, puteți face asta. Eu zic că puteți rula foarte bine vreun FIFA sau vreun Assassin's Creed pentru o relaxare de o oră atunci când vreți să faceți și asta. Nu am găsit părți rele la LG Gram. Se încălzește un pic în partea de sus a tastelor, cam în această zonă, dar ăsta e un uh, procesor Intel, n-ai ce-i face. În red mi se pare că este un laptop performant și extraordinar de ușor. Este gândit pentru muncă și portabilitate. Un laptop foarte ușor de luat în călătorii sau de mutat dintr-un sediu în altul, oferind în același timp un ecran mare, bloc numeric uh, în partea dreaptă a tastaturii și, în general, o calitate foarte bună a construcției și a experienței de utilizare, ca să spun așa. Sigur că această portabilitate costă. Un astfel de model începe la EMAG pe la 10.000 de lei, dar dacă vă permiteți acest preț, veți primi un laptop foarte portabil și foarte performant și cu un aspect uh, serios, elegant, zic eu, uh, foarte plăcut ochiului. Uh, chiar mi-a plăcut mult și aș folosi cu plăcere un astfel de laptop. Asta a fost clipul, mulțumesc că v-ați uitat, să aveți o zi bună și ne vedem la următorul.